bugetul anului 2023 este un buget mai generos. În sensul că sumele atrase, și aici urmarea proiectelor depuse pe finanțare externă, fonduri europene, dar și finanțare internă, duce ca bugetul anului 2023 să fie undeva la 400 de milioane de lei noi, adică 4.000 de miliarde de lei vechi, raportat la 230 de milioane de lei vechi, cât a fost exercițiul sau, dacă vreți, execuția bugetară a anului 2022. Asta nu înseamnă pe fond că am dublat bugetul și că el va rămâne dublu. Repet, sunt aceste sume atrase pentru finanțarea investițiilor, dar și veniturile proprii ale municipiului sunt estimate nu doar de mine ca primar, sunt estimate de instituțiile statului și în principal de Direcția Finanțelor Publice ca fiind ușor mai crescute. Eu aș vrea să vă, odată și odată va trebui să avem o dezbatere despre starea de sănătate economică a orașului. Este aici o mică sinteză, nu știu dacă vreau la cameră, dacă se vede, o evoluție a veniturilor, de fapt a impozitului, pe veniturile cetățenilor care lucrează în Alexandria. Impozitul care este plătit de firmă în numele și pentru contribuabil. Dacă ne uităm, plecăm în anul 2008 de la 34, am făcut acest calcul în cifre comparabile și procente comparabile, adică nu în decursul timpului au fost diferite procente din impozitul colectat care veneau la bugetul local, le-am adus la 63% din 10% cât reprezintă acum. Impozitul colectat de la agenții economici. Da, pentru angajați, de la 34 de milioane de lei în 2008 la 68 de milioane de lei în 2022. Oricine poate să facă o asemenea analiză, este principala oglindă a stării economice a municipiului. Sunt undeva peste 24.000 de angajați, nu toți din Alexandria, sunt angajați locuitori ai comunelor din jur. Dar, mă rog, acest impozit este calculat la sediul social al firmelor unde lucrează. Deci bugetul 2023 este mai generos decât 2022, dar și nivelul cheltuielor este corespunzător, mare parte din ele mergând spre partea de dezvoltare, partea de funcționare. Orice buget al unui UAT are două componente, de funcționare și de dezvoltare. Dacă discutăm de bugetul de funcționare, undeva la 29% reprezintă cheltuielile salariale cu toți angajații care sunt plătiți de la bugetul local, adică nu doar cei care îi regăsim în sediul primăriei, vorbim de ADP, DAS, Direcția de Asistență Socială, Poliție Locală, Evidența Persoanei, Clubul Sportiv Municipal, Societatea de Transport, Serviciul de Transport Local. Restul reprezintă cheltuieli materiale și cheltuieli financiare. Am reușit să reduc nivelul, sau dacă vreți, prin creșterea veniturilor, am reușit să aduc într-un procent nu doar acceptabil, ci chiar performant, spun eu cu lipsa de modestie, cheltuielile salariale undeva la 30% din total cheltuieli ale unui UAT, transferând banii către alte activități.